Marile Mistere. Istoria este o mare minciună pe care o crede toată lumea. E un corolar al prea cunoscutei expresii: istoria este scrisă de învingători. Doar că nu e vorba despre falsificarea ei în acest caz, ci de necunoaștere și de obiceiul nostru, indiferent de gradul de cultură, de a fi categorici când emitem o părere și chiar de a ne baza pe probe științifice, pentru care vă voi da un alt citat. Știința este un nivel de cunoștință la un moment dat și ceea ce considerăm azi o știință va fi o prostie mâine. În orice caz, în ultimii 10 de ani, arheologii ne spun că Sfinxul care păzește piramidele de pe platoul din Gizeh, deci Cheops, Chefren și Michelinos, este contemporan cu acestea și, în fapt, ar fi un omagiu adus lui Chefren, al cărui portret îl reprezintă. Ca să facem o foarte scurtă istorie, când armatele napoleoniene au ajuns în Egipt, din Sfinx nu se vedea decât capul. Dezgropat din nisipul deșertului, s-a arătat în toată splendoarea lui, un leu cu cap de om. Descifrarea hieroglifelor de către Champollion a surexcitat planeta și o avalanșă de echipe arheologice s-a lansat în ultimii 150 de ani în săpături, restaurări și interpretări. În ceea ce privește Sfinxul, el părea sculptat direct în roca platoului. Dată fiind disproporția între mărimea capului și cea a trupului, în lumea în care simetria, proporțiile erau de o exactitudine stânjenitoare pentru înțelegerea noastră, s-au încercat diverse ipoteze. De exemplu că Sfinxul este mult mai vechi, iar capul ar fi fost resculptat pentru a da aparența lui Chefren. Problema este că Sfinxul are un prognatism, adică un avans al maxilarului inferior, pe care statuia lui Chefren nu l-are. Acest aspect a fost pus în evidență de către un specialist al poliției din New York, care a folosit tehnica dezvoltată de stomatologi în ortodonție. S-a făcut speculația asupra eroziunilor verticale de pe corpul Sfinxului, care nu puteau fi făcute decât de ploi abundente. Ori, în epoca Vechiului Imperiu, climatul era deja destul de arid, în timp ce, în urmă cu 10.000 de ani, mai precis 10.500, rețineți această dată, pentru că ea va reveni în multe alte episoade care vorbesc despre alte civilizații, climatul era cu adevărat tropical, pântuit de furtuni și ploi torențiale. O altă modă intervenită recent a fost aceea a fixării cu citate științifice făcute la modul cel mai serios a vârstei Sfinxului în vremea lui Chefren, deci cu 2500 de ani înaintea erei noastre. Câțiva cercetători americani au abordat chestiunea dintr-un alt unghi și au studiat nivelul Nilului. După cum am învățat cu toții la istorie, Nilul avea creșteri și descreșteri importante de nivel, ceea ce făcea posibilă îmbogățirea solului pentru agricultură. Dar creșterea apelor, care putea atinge 7 metri, ne spun cercetătorii americani, ar fi putut de asemenea permite transportul blocurilor de piatră spre platoul de la Gizeh, pe un braț care nu mai există și pe care arheologii îl numesc brațul lui Cheops. Cercetările lor ar situa această stare climatică în mileniul 3 înainte de Hristos, adică ar confirma versiunea oficială. Cercetătorii nu s-au oprit însă aici și au încercat să studieze fluctuațiile Nilului și ale afluenților în decursul ultimilor 10.000 de ani, pentru a determina eroziunea asupra platoului pe care se află Sfinxul și cele trei piramide. Studiul arată că brațul lui Cheops a atins înălțimea sa maximă nu în timpul celei de-a patra dinastii din care făcea parte faraonul,
ci undeva în intervalul ultimilor 12.000 de ani. S-a făcut astfel o modelizare a fluctuațiilor Nilului, care ne ajută să înțelegem transformările care au avut loc în aceste milenii și influențele asupra platoului, începând cu perioada în care Sahara era o oază de verdeață. Climatul Africii tropicale avea o influență directă asupra Nilului, care era de două ori mai larg, iar debitul mult mai important decât sub vechiul imperiu, adică în 2500 înaintea erei noastre. Această modelizare ne arată de asemenea că dacă Sfinxul ar fi fost construit cu 10.000 de ani înaintea erei noastre, el s-ar fi aflat complet sub apele Nilului. Cu alte cuvinte, această datare este imposibilă. Atunci, când a fost construit Sfinxul? În stadiul actual al științei și al descoperirilor arheologice, putem accepta versiunea oficială, între 3000 și 2500 înaintea erei noastre. Pe cine reprezintă el? Nu pe Khefren, care, cum spuneam, are o satura capului diferită de reprezentarea Sfinxului. Pe Cheops? Tot ce avem de la Cheops este o mică statuetă de jad de 10 cm aflată în muzeul din Cairo și nici el nu seamănă cu Sfinxul, după părerea mea. Dar despre enigmele Sfinxului, culoarele ascunse și refuzul încăpățânat al oficialilor egipteni de a permite analiza artefactului, voi vorbi în alt episod. Cert este că pentru moment nu putem fixa încă momentul în care Sfinxul a fost construit. Nu putem spune nici care era rolul lui, de ce a fost construit și ce anume păzește el printre piramide pe platoul de la Gizeh. Dacă aveți o opinie despre diferitele ipoteze legate de vârsta Sfinxului, sunt curioasă să le citesc. Dacă acest episod v-a plăcut, puteți să-l partajați, să le vorbiți prietenilor voștri și să vă abonați cu un simplu click pe clopoțel. Nu vă costă nimic și veți fi avertizați când un nou episod va fi publicat. Un click pe degețelul albastru mi-arată că ceea ce v-am povestit vi s-a părut interesant și asta e întotdeauna încurajator. Dacă doriți să dezvolt anumite subiecte, puteți să-mi scrieți în comentarii.